Un bărbat de 36 de ani s-a ales cu arsuri grave în urma unei explozii ce a avut loc în dimineața zilei de marți, 15 decembrie, în jurul orei 8, la o vulcanizare din localitatea Sălăjană-Gâlgău. Potrivit informațiilor primite de la reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Sălaj, bărbatul a fost preluat de un echipaj smurt și transportat la spitalul din Dej, urmând a fi transferat la spitalul de Arș din București. La fața locului s-a deplasat și un echipaj de pompieri al Gărzii Ilianda, însă deflagrația nu a fost urmată de un incendiu. Cauza probabilă care a dus la declanșarea exploziei este în curs de stabilire.